Cred că poți să-l pui și la NASA pe Jean. Am zis, descurcă pe bune, se bagă acolo, care-i treaba om? Deci Jean e la NASA. Dintr-o întâmplare... Eu-l văd, mă. Sunt nebun, dă drumul la motoare. Ia uităm, de ce mai stăm? Cum ar fi? Niciun rid, fără cearcăne, fără... Îți zic care e secretul, dacă vrei. Fumezi, mănânci prost și nu mergi la sală. Și te gândești nu, să mergi la sală, de fapt. Nu, nu te gândești. Că te gândesc. Te gândesc că ar trebui să mă las de fumat și să merg la sală. Că vorba aia vine o vârstă și scârție alea în mine. Bun, din toate datele mele, am mai multe neclarități și vreau să le stabilim acum. Da, că de-aia am venit, ca să le punem, frate, cap la cap. Îți dai seama că se ducea prețul la motorină dacă nu le puneam pasta? Dacă nu le punem cap la cap, îți dai seama economia. Inima să-mi fie așa. Așa? Ca un fulg în palma ta. Eu acum am dat seama de ce e bine să mergi la podcast. Stai, acum când... Ca eu să-ți sintetizez viața. Da. Am dat cu pumnii în aer, am zis, nu mai trec pe aici. Gata, okay, m-am oprit. Ok, gata. Iartă-mă. Mama ta, de fiecare dată îți aștepta... Ideea e că mama, și aici îi datorez tot, începutul de fapt. Am întrebat-o la un moment dat, dar de ce ai zis mamă să dau la actorie? De unde ți-a venit? De unde l-ai legat? Și a zis, la răspunsul, deși te aștept să vină un răspuns, am simțit în ochii tăi pasiunea și nu, a zis, păi erai praf la matematică, la alea, a zis, poate pe partea asta să fie ce, adică, nu e ceva, știi? Sensațional. Da, adică, dar asta e gratis, nu băutura? Nu, iartă-mă. Iartă-mă, nu pot să stau, știi? Asta ești tu, dar mă, e vorba ta. Serios, adică nu trebuie să lași ceva? Deci. Și bă, Costi, ai intrat pe ușa, ai intrat titușa. Ai intrat, ai scos buletinul, ai venit, l-ai pus acolo, am zis, mamă, ne rupe ăsta. Cam, deci un soi de siguranță. Dentistul, tăticul, da. Era... Te așezi în față și Codrescu zice monolog și tu zici, fai de capul meu, nu cred. Am uitat. Nu, am uitat. Jur că am uitat. Adică a fost o chestie de jur când a zis monolog. Am zis, bă, nu cred, ești nebun la cap. Nu cred, nu monologul, cred. Bă. Eu am avut o cârciumă și vreau să fiu cârciumar. Da. Tu ce vrei să joci? Întâmplarea face cu, nu știu cum, s-au aliniat planetele. Păi eram în Pantelimon și am exemple de Gianni, că vorba aia, Mitsubishi Eclipse. Ne aveam daci. Îți dai seama că toate fetele erau, mă, duci pe mine până la colț. Asta a fost. După aia când s-a stricat, îți dai seama, repară Mitsubishi. Tu îți dai seama că o să te trezești cu un mesaj de ăsta de la Anca. Gianni. Vezi că de asta zic. Și acum trebuia să mă supăr, să zic, până aici.